Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Dana Pancu și vă prezint jurnalul Știi TV. Zeci de șoferi mureșeni de camion au pornit astăzi la drum în semn de protest față de creșterea continuă a tarifelor asigurărilor în industria transporturilor. Aceștia s-au alăturat camionagiilor din întreaga țară, solicitând autorităților române să întreprindă măsuri concrete de protecție a consumatorilor. Șoferii de camion și nu numai au cerut demisia Autorității de Supraveghere Financiară. Odată cu scumpirea polițelor RCA pentru camioane începând cu luna iulie, șoferii de camion din județul Mureș strigă și ei nemulțumirile, protestând față de aceste majorări. La 2014-2015, un cap tractor, 3200. În 2015 până în 2016, pe 6 luni, 4800. Iar ASF-ul ne cer dovezi concrete, dar ne cred chiar proști, adică lor numai dacă le scanăm și le trimitem hârtia. Chiar credeți că ei nu știu? Ba știu. Deci noi transportatorii trebuie să acoperim ceva. Avem colaboratori. Deci nu se mai poate, nu se mai poate. Șoferii și administratorii firmelor transportatoare sunt nemulțumiți că, în ciuda promisiunilor primite anul trecut din partea Autorității de Supraveghere Financiară, cum că RCA-urile se vor ieftini, lucrurile s-au întâmplat fix pe dos. Suntem condiționați, obligați să plătim niște costuri foarte mari pe asigurările obligatorii. Ceea ce în ultimii 2 ani au crescut, nu exagerez, cu peste 500%. În ultimii 2 ani de zile. Ei consideră că aceste creșteri nu au la bază niciun fundament economic, iar companiile de asigurări au profitat de faptul că piața RCA este una captivă, urcând tarifele pentru transportatorii rutieri până la un nivel la care majoritatea firmelor sunt împise către faliment. Sunt mai mari, ajunge undeva la 4-5 mii de euro, care în toată Europa ai 800, Austria, care e o țară foarte dezvoltată, are un 2200-2500. Și noi în România să plătim 5 mii, pe an e foarte mult. Oricum, costurile, motorină, nu mai vă zic, accize, taxe locale, naționale, oricum duce spre faliment multe firme. Chiar mai grav, împinge transportatorii să caute să plece cu firmele din România, cu alimentările de combustibil. Nu a alungat. Sincer vă spun, în România, strictul necesar îl mai alimentăm. Restul le alimentăm de afară. Transportatorii mureșeni spun că nu se opresc aici și vor continua și zilele viitoare cu proteste de amploare. Modul de desfășurare al activităților economice reprezintă un segment semnificativ în ceea ce privește poziția ocupată de un stat pe plan intern și extern. Atragerea investitorilor străini, beneficiile și dezavantajele pe care aceștia le produc pe teritoriul statului sunt doar câteva subiecte abordate în cadrul workshop-ului intern și internațional în logica investițională Europa încotro, desfășurat în orașul nostru. Tema de dezbatere a celei de-a cincea zi a școlii de vară organizată sub egida Universității Petru Maior din Târgu Mureș a avut în centrul atenției subiectul investițiilor. Discuțiile purtate au avut la bază cele mai importante aspecte regăsite în acest domeniu. Lucrările au continuat pe tematica investițiilor, ținând cont de un algoritm existent, extrem de chiar și controversat, și anume investițiile străine, dreptul Uniunii Europene, dreptul internațional public și poziția României în partea aceasta de investiții și protecția investitorilor străini, cu o tentă aparte și anume ținându-se cont de condițiile de mediu și de necesitatea protecției mediului înconjurător. Cel care a furnizat informații practice din domeniu a fost deputatul PNL Mureș, Cristian Chirteș. Interesul manifestat de tineri prin adresarea întrebărilor referitoare la subiectul dezbătut au reprezentat o provocare pentru deputatul mureșan. Am discutat despre conferința de la Paris din decembrie 2015, despre tratatul care a fost adoptat în cadrul acestor conferințe și în special despre modul în care statele Uniunii Europene și statele până la urmă întregii lumii vor implementa
prevederile acestui tratat. Și, bineînțeles, aplicat, am discutat despre transferul acestor tehnologii poluante. Dacă se transferă intra-european, adică de la vest la est, ceea ce considerăm noi că nu este în regulă ca tehnologii poluante din statele dezvoltate ale Uniunii Europene să ajungă la noi, la statele mai puțin dezvoltate. Totodată, tinerii participanți au avut posibilitatea de a înțelege atât modul de desfășurare a investițiilor, cât și criteriile care stau la baza deciziilor adoptate de investitori în raport cu regiunile identificate ca având potențial de dezvoltare. Avem creștere economică, dar nu reușim să aducem bani la buget. Avem explozie pe vânzări, deci pe TVA, dar nu reușim să încasăm TVA. Ne împrumutăm cât e scump și trăim pe datorie. Dacă o ducem mai departe, dacă ne împrumutăm mai departe în gradul în care ne-am împrumutat din 2008 încoace, undeva în 2020, sau la scurt timp după 2020, o să ne atingem gradul maxim de îndatorare, adică 80% din PIB. Da, știți că suntem, să spunem, legați de anumite acorduri, vorbim aici de Uniunea Europeană, care ne permite să avem un anumit grad de îndatorare. Și de această dată studenții au fost provocați fiind angrenați într-un exercițiu practic pentru a identifica problemele regăsite în domeniul economic, interesele și perspectivele de dezvoltare. Toate acestea au fost abordate din prisma unui posibil investitor. Temperaturile extrem de ridicate din ultima perioadă înregistrate la nivelul municipiului Târgu Mureș au determinat autoritățile și agenții economici de la nivelul orașului să ia măsurile necesare. Astfel, pentru a asigura o hidratare corespunzătoare cu apă potabilă, mai multe cișmele au fost amplasate în zonele intens circulate din municipiu. Chinuiți de canicula zilelor de vară, târg mureșenii caută orice colț de umbră și orice picătură de apă care să le vină în ajutor. Un sistem eficient de cișmele stradale cu apă potabilă ar garanta locuitorilor accesul la apă gratuită și în rândul târg mureșenilor. Astfel, atât în zonele centrale, cât și în cartierele târg mureșene, mai multe cișmele stradale cu apă potabilă au fost amplasate pentru a asigura cetățenilor apa atât de necesară. Compania Coaserv, alături de Primăria Municipiului Târgu Mureș, a decis să reînvie într-un anumit mod tradiția cișmelor stradale din Târgu Mureș și, în general, din România. Aceste cișmele au ajutat oamenii să mai scape de căldura zilelor de vară până în anii 80, între timp au dispărut. Așadar, alături de primărie, am decis să instalăm astfel de cișmele, 10 mai exact pentru început, în zonele intens circulate, din, mai ales în sezonul de vară, așa numai platou Cornești, complexul de agrement Weekend, parcurile de joacă, cetatea medievală, parcul municipal. Aceste măsuri au fost instituite de municipalitate și compania Aquaserv în vederea diminuării efectelor caniculei și a disconfortului termic înregistrat la nivelul municipiului. Pe viitor se dorește amplasarea acestora în toate parcurile din oraș, mai ales în cele destinate copiilor. Așadar, nu uitați să vă hidratați pentru ca organismul să funcționeze la parametrii normali. Necesitatea parteneriatului public-privat în sănătate, aspecte legate de modul de desfășurare a acestuia și întrebări lansate din curiozitatea de a cunoaște. Acestea sunt câteva elemente definitorii ale discuțiilor purtate pe această temă între specialiștii în domeniu și studenții participanți la Școala de Vară a Universității Petru Maior din Târgu Mureș. Parteneriatul public-privat în sănătate este un subiect complex care implică mai multe domenii de activitate într-un proces amplu. Specialiști în economie, medicină și domeniul juridic au furnizat o serie de informații cu privire la modul de implementare a acestui parteneriat, prezentând și o serie de avantaje și dezavantaje ale acestuia. Participarea studenților acum, după terminarea cursurilor, este o modalitate de a obține informații condensate, informații de la specialiști pe zone de interes punctual și fără să participe la o secvență lungă de cursuri pe parcursul unui an de zile. Această componentă de concentrare face ca, de fapt, studenți din diverse specialități să culeagă componente din specialități diferite și să se repoziționeze din punct de vedere a cunoștințelor. Pe parcursul discuțiilor, tinerii au adresat întrebări cu privire la aplicabilitatea acestui parteneriat pe teritoriul României, comparativ cu situația altor state ale Uniunii Europene. Persoane diferite, privite uneori cu reticență sau dispreț, alteori cu compasiune și empatie, au transmis un mesaj subînțeles prin ceea ce au demonstrat că știu să facă, interpretând roluri și melodii, dansând și povestind prin gesturi. Sunt alături de noi zi de zi și reprezintă adevărate exemple de putere, încercând să evidențieze ceea ce se află sub măștile afișate și analizate la prima vedere.
integrarea socială a persoanelor cu dizabilități, diminuarea discrepanței provocate de dizabilitate și evidențierea potențialului uman sunt doar câteva aspecte promovate în cadrul programului Atrium. Fiind implicați în diverse activități de formare și consiliere personală, tinerii au oferit un adevărat spectacol pentru a marca începutul vacanței. Atrium este un program care are activități foarte vaste și chiar în introducere am enumerat anumite activități care se derulează aici în cadrul programului, însemnând centrul de zi cu 17 tineri care vin zilnic, începând cu centrul de socializare și timp liber în care activează 30 de tineri. Apoi este programul de educație vocațională care încearcă să pregătească tinerii pentru un loc de muncă. Nevoia de participare activă la viața socială este subliniată și de dificultățile întâmpinate de părinții și aparținătorii legale tinerilor. Reticența cu care se confruntă aproape în fiecare zi în diverse medii afectează atât inserția acestora în societate, cât și atitudinea pe care o au în raport cu mediul înconjurător. Copiii s-au schimbat, au participat foarte mulți la toate activitățile și chiar erau entuziasmați. Dacă ați fost la Change for Art, ați văzut că au reușit să facă niște lucruri care nici noi nu ne-am gândit aparținătorii că le-ar putea face. Rezultatele obținute nu ar fi putut fi vizibile fără implicarea voluntarilor care, prin muncă și dăruirea de care dau dovadă, au oferit speranță, dar au avut și lecții de învățat. Nu e foarte greu să vorbesc despre ce înseamnă voluntariatul. Eu cred că e o lecție de viață zi de zi. De fiecare dată când vin, cred că am plâns pentru prima dată de fericire aici, la spectacolele lor, la festivalul Art for Change. Am simțit că cât am trăit până am ajuns la fundație, am trăit o viață limitată, așa. Și de fiecare dată sunt emoționată. Nu știu, nu am cuvinte, mi-e foarte greu să descriu ce simt. Măștile purtate de tineri angrenați în momentele artistice prezentate pe scena Teatrului de Vară din Târgu Mureș au transmis un mesaj tuturor celor prezenți și nu numai. Nu înfățișarea celor pe care îi întâlnim zi de zi contează. Contează ce se întâmplă dincolo de neșansa de a fi diferit. Circulația pe sensul opus de mers a fost nefericită pentru 4 persoane aflate în cursul după amiezii de ieri în 2 autoturisme. Aceștia au suferit vătămări corporale în urma impactului produs în afara localității Reghin. Accidentele rutiere se țin lanț în județul Mureș. În cursul zilei de ieri, pe DN15-578, în afara localității Reghin, o tânără de 32 de ani din localitatea Livezile, județul Bistrița-Năsăud, cu autoturismul pe fondul circulației pe sensul opus de mers, a intrat în coliziune frontală cu o auto utilitară condusă de un bărbat de 38 de ani din Bistrița. În urma accidentului, tânăra a fost rănită grav, iar conducătorul autoutilitarei, precum și alți doi pasageri din aceasta, respectiv un bărbat de 59 din Bistrița și un tânăr de 30 de ani din Petri, județul Bistrița-Năsăud, au fost răniți ușor. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii mureșeni recomandă conducătorilor auto să conducă prudent, fără bruscarea comenzilor vehiculelor și să efectueze fiecare manevră doar după o temeinică asigurare. De asemenea, toți ocupanții autovehiculelor trebuie să utilizeze centura de siguranță care poate salva vieți. Direcția de Sănătate Publică Mureș a anunțat că a suspendat activitatea 8 firme și liderul UNEPR Mureș, Claudiu Puia, crede că partidele mici trebuie să se unească pentru a face față electoral. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Direcția de Sănătate Publică Mureș a anunțat joi pe site-ul propriu că a suspendat activitatea 8 firme din cauza curățeniei precare, a acordat 32 de avertismente și a aplicat amenzi de peste 166.700 de lei, în urma celor 1.192 de controle efectuate în primul semestru al acestui an. Potrivit raportului publicat de Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Mureș, în cadrul celor 1.192 de controle au fost recoltate 103 probe, au fost aplicate 252 de amenzi, 32 de avertismente, 8 suspendări de activitate, 91,2 kg de alimente, au fost interzise consumului uman, fiind retrase și 4.760 de ambalaje pentru alimente și 43,71 kg de produse și 230 de litri de lichide au fost interzise pentru comercializare în unități de învățământ.
Liderul UNPR Mureș, Claudiu Puia, crede că partidele mici trebuie să se unească pentru a face față electoral celor două formațiuni mari de pe scena politică, PSD și PNL. Astfel, în urma fuziunii între PMP și UNPR, Claudiu Puia va deține funcția de președinte sau de președinte executiv al noului partid, ce se va numi Mișcarea Populară. Noul partid Mișcarea Populară va obține în județul Mureș minim 7% din voturile electoratului la parlamentare, crede actualul președinte al organizației, Nicolae Nicodim Matei. Președintele PMP Traian Băsescu anunța zilele trecute că a negociat cu reprezentanții UNPR și a reușit să-i convingă să fuzioneze prin absorpție. PMP rămâne cu numele, sigla și imnul, iar UNPR primește două posturi de vicepreședinți în cadrul partidului. Ieri, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, a efectuat 12 percheziții domiciliare pe raza județelor Mureș, Harghita, Cluj și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. La data de 14 iulie, 20 de polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Târgu Mureș și cei din Cluj, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au descins la sedii de societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. În fapt, reprezentanții a trei societăți comerciale sunt bănuiți că în perioada ianuarie 2015 până în prezent ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de societăți de tip fantomă pentru diverse servicii și operațiuni cu materiale de construcții în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. De asemenea, aceștia ar fi omis înregistrarea în contabilitatea vânzărilor de produse second-hand achiziționate din spațiul intracomunitar. Luna iulie vine cu mare distracție pentru cetățenii municipiului Toplița și nu numai. Trei zile de cântec, joc și voie bună sunt garantate pentru iubitorii de distracție și muzică în perioada 22-24 iulie la o nouă ediție a Zilelor Toplițene. Voia bună și distracția sunt asigurate de nume celebre ale muzicii ușoare românești, însă niciun acest an, atât folclorul românesc cât și cel maghiar, nu vor lipsi de pe scena Zilelor Toplițene. La sfârșitul săptămânii, în 22, 23 și 24 iulie, sunt zilele orașului. Sperăm să fie același eveniment amplu, cu mii de participanți. Avem invitați, inclusiv din Ungaria, avem evenimente sportive, avem trupe de muzică. Evenimentul va debuta vineri 22 iulie, scena aparținând artiștilor locali, iar seara va fi încheiată de Stonehill. În ziua de sâmbătă, pe scena toplițeană vor urca nume sonore ale muzicii populare românești, precum Marius Ciprian Pop, Sidonia Prodan, seara fiind încheiată de cunoscuta formație 3 Sud-Est. Duminică, atmosfera va fi întreținută de cunoscute ansambluri folclorice românești și maghiare, de Aurel Tămaș, iar sfârșitul evenimentului va fi încheiat de formația Direcția 5. Ceea ce îmi doresc întotdeauna este ca noi toți toplițenii să ne întâlnim și cu acest prilej în piața centrală a orașului, să vorbim, să ne simțim bine, nu la o bere, la un grătar, la tot ceea ce se găsește cu această ocazie și sigur să ne bucurăm de evenimentele culturale. Și de această dată, organizatorii își doresc să aducă în atenția toplițenilor un spectacol de calitate variat pe placul tuturor categoriilor de vârstă. Apă, topogane, bălăceală, distracție și mult soare, toate la peste 30 de grade. Acesta este tabloul perfect al unei zile de vacanță oferit de strandul municipal din Reghin. Temperaturile ridicate din ultima perioadă au făcut pe reghineni și nu numai să-și dorească câteva ore de bălăceală răcoritoare în apele limpezi ale bazinelor de la strand. Indiferent de vârstă, copii sau bunici, toți au găsit un cadru ideal de a se răcori pe o astfel de caniculă. După cum vedeți, lumea se bucură de timpul frumos, de apa caldă, toate categoriile de vârstă beneficiază aici de o atracție într-un mediu corespunzător, apa la parametri și, bineînțeles, soarele care ne ajută să ne răcorim și să ne simțim cu toții bine. Dacă temperaturile corespunzătoare pentru bălăceală ne sunt asigurate de anotimp, condițiile prielnice și siguranța doritorilor de distracție este asigurată de personalul calificat. Calitatea apei este corespunzătoare, iar în ceea ce privește serviciul de intervenție rapidă, există un serviciu de pază care monitorizează și modul de desfășurare activităților, modul de folosire a bazinelor, ținuta corespunzătoare și așa mai departe.
Cei care nu au încercat încă distracția de la ștrand sunt așteptați în fiecare zi de marți până duminică de la ora 9 la ora 20, excepție făcând ziua de luni când distracția începe la ora 14, în cursul dimineții având loc igienizarea bazinelor. Aici punem punct jurnalului de astăzi. Dacă aveți informații sau imagini ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrearond@tv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ŠTV. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent. La revedere!